Slăvim și înălțăm pe Domnul, pentru că pe lângă mirosul de crini regali care sunt în această sală, se simte mireasma Duhului Sfânt emanată de fiecare dintre fiicele cerului care suntem aici. Și așa cum spunea fratele pastor. Fiecare din noi suntem o floare și indiferent de parfumul pe care îl emanăm, indiferent de nuanța sau culoarea pe care o avem, indiferent de formă, indiferent de locul în care Dumnezeu ne-a semănat, împreună suntem adunate într-un buchet regal. Fiecare fiind la fel de valoroasă și astăzi nu vrem altceva decât acest întreg buchet regal să-l punem la cruce. Să-l punem înaintea Tatălui și în numele Domnului Isus Hristos să aducem această jertfă de bun miros, onorându-l pe El, prin tot ceea ce El ne-a dat astăzi să facem aici împreună. Crinul din vale sunt traduceri care ne arată că, fiind vorba de crinul din vale, de fapt e vorba de ghioceii noștri sălbatici din pădurile noastre. În alte traduceri, găsim că este vorba despre lotus. Dar, indiferent până la urmă despre care floare este vorba, astăzi vrem să vedem semnificația ei. Și semnificația nu poate să fie decât de puritate, de integritate, de frumos, de, 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 sfin, de sfințenie și cred că așa ne-a chemat pe noi. Domnul să fim fiecare și asta este lecția pe care trebuie să o învățăm. Indiferent de mlaștina în care creșt, cresc acești crini, indiferent de gunoaiele care le înconjoară de foarte multe ori, ele de fiecare dată își fac slujirea către creator, indiferent dacă sunt observate, dacă sunt aplaudate, dacă sunt evidențiate, dacă sunt admirate de cei din jur rămân în locul în care au fost semănate de Dumnezeu și își înalță cupa în semn de închinare înaintea Creatorului. Vedeți, crinii trăiesc în vale, dar nouă nu ne place de multe ori acolo în vale. Fiecare din noi cred că am vrea să fim pe muntele schimbării la față, pe muntele fericirii, acolo în prezența nemijlocită, în harul acesta abundent al prezenței Domnului Isus Hristos. Am vrea să fim acolo și l-am înțelege pe Petru, pentru că și noi am vrea să facem niște colibe, să putem să ne proșternem și să contemplăm frumusețea Domnului și frumusețea creației Lui. Și Domnul, pentru că ne iubește, ne dă asemenea clipe de har, de plinătate, de audiență sfântă. Dar ne spune de multe ori, nu poți să rămâi aici veșnic. Trebuie să te duci în vale, pentru că acolo trebuie să-mi demonstrezi credincioșia, pentru că acolo sunt încercările, acolo este suferința, acolo sunt pierderile și tot ce mi-ai proclamat în zi de sărbătoare și fiecare afirmație pe care ai făcut-o de închinare și de adorare înaintea mea, trebuie să mergi acolo în vale. Acolo este testul, acolo este examenul. Dar pentru că Dumnezeu știe că suntem cu slăbiciuni, cu limitări, pentru că ne-a făcut din țărână, nu ne lasă să mergem singure, pentru că nu am rezistat. Cine ia de mână și prin fiecare promisiune, Merge cu noi și nu lipsește niciodată în nicio încercare. Și dacă ați veni fiecare din voi pe aici să vorbiți despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile voastre, acolo în valea plângerii, acolo în valea încercării, acolo unde nu mai vedeați poteca de ieșire și de urcare înapoi pe munte, cred că foarte mult timp ne-ar trebui să ascultăm fiecare mărturie în parte dar promisiunea lui Dumnezeu este minunată pentru că el ne spune nu vei rămâne veșnic în vale ești pentru o vreme într o zi te voi ridica dar nu pe acest munte al schimbării la față ci te voi ridica în slavă unde vei fi pururi cu mine și atunci se va sfârși tot ce este în vale tot ce ai suferit tot ce ai put, a trebuit să parcurgi în viața ta ei bine în contextul temei de astăzi un crin în voi găsim în Luca 12 cu 28, versetul care spune Dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în foc, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Iată, într-un context al îngrijorării, cred că din acest text ar trebui să ținem minte două nuanțe. Dacă și cu cât mai mult. Dacă ajungi într-o situație care te surprinde, care te face să suferi. Avem aici o promisiune biblică și Dumnezeu este credincios promisiunilor care le-a făcut. Și Dumnezeu este puternic ca să împlinească fiecare din promisiunile pe care le-a făcut. Și Dumnezeu este înțelept ca să aibă, așa cum găsim și descoperim în scriptură, un plan de ieșire din situația din, prin care trecem. Cu cât mai mult, cu cât acest mai mult, Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte. Pentru că a dovedit-o și și-a dat pe fiul său pentru fiecare din noi, cu cât mai mult îi pasă de viitorul nostru, de destinul nostru, cu cât mai mult îi pasă de moștenitorii pentru care noi tânjim înaintea Domnului, ca să putem să fim moștenitori împreună, nu numai aici pe pământ, ci și în slavă, să fie răscumpărați de Dumnezeu, cu cât mai mult, cu cât mai mult. El va duce la împlinire planul voii sale, indiferent de uh, frământarea popoarelor, indiferent de veștile care vin, indiferent de ceea ce vedem în jurul nostru, nimic nu-L va abate pe Dumnezeu de la planul pe care îl are. Și El îl va duce la bun sfârșit. Între toate sursele pe care noi le accesăm în vremea aceasta, între toate uh, zvonurile, între toate fricile despre care s-a vorbit aici, uh, între toate veștile rele, o singură sursă este stabilă și credibilă, și aceea este cuvântul lui Dumnezeu. Ca femei creștine, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că a lăsat în Scriptură așa de multe modele demne de urmat. Și trebuie să vă spun că eu personal, atunci când am descoperit că Biblia este atât de populată de exemple de femei, am fost tare tare încântată și am înțeles un lucru, că este un nor întreg de martori la genul feminin. Vom găsi în scriptură modele de femei de toate vârstele. Începând de la o fetiță mică din casa lui Naaman până la o bătrână de 84 de ani, la Ana, găsim femei cu statut marital diferit, găsim fecioare, găsim femei obișnuite, femei căsătorite, găsim văduve, găsim femei părăsite. Găsim femei în toate structurile sociale: femei roabă, femeie sclavă, femeie obișnuită, femei în poziție de autoritate, de, ca judecător, femei într-o autoritate și mai mare, ca împărăteasă sau ca regină. Nici o situație în care ajungem nu este să nu găsească corespondent biblic prin situațiile prin care trecem. Fiecare a suferit în felul ei, dar dacă noi le numim femei ale destinului, dacă le găsim în norul de martori sau dacă le găsim în genealogia Domnului Isus Hristos, nu este pentru că au suferit, ci este pentru modul în care s-au raportat la Dumnezeu și au intrat în ascultare de Dumnezeu în situațiile și în suferințele pe care le-au parcurs. Și eu mă bucur că aici în biserică voi studiați femeile Bibliei. Și întrebarea care se pune este, de ce este relevant să ne uităm la aceste femei și la viața lor, pentru că ele au trăit în urmă poate cu 2000 sau cu 3000 de ani? Cu ce este relevant în secolul 21 să învățăm despre femeile acestea? Ei bine, vreau să vă spun că deși tradiții și obiceiuri sau cultură sau eu știu ce alte modele s-au schimbat, principiile lui Dumnezeu nu s-au schimbat niciodată. Și astăzi, din buchetul acesta de crini Cerești, aș vrea să vorbesc despre trei femei. Trei femei deosebite. Sunt sigură că voi le știți poveștile și de multe ori le-am învățat pe copiii noștri, încă din copilărie sau din copilăria noastră, am auzit despre femeile acestea. Dar astăzi vrem să vedem exact care este mesajul din spatele poveștii. Ce putem învăța de la fiecare în parte. Oare nu cumva ne vom surprinde că în multe aspecte și noi am trecut prin aceleași încercări? Haideți să vedem cum au apelat femeile astea la Dumnezeu, cum s-au situat ele în poziție de autoritate și de ascultare înaintea lui Dumnezeu ca să atragă bine cuvântările lui Dumnezeu. Ei bine, din nou m-am întrebat de ce, într-o Biblie care. Este o carte a esențelor și de multe ori doar pentru seminții și neamuri întregi folosește doar un verset sau uneori chiar o trecere în revistă a numelor sau a semințiilor. Dintr-o dată, Biblia în această economie de spațiu și de timp alocă 50 de versete pentru istoria unei singure femei. Și o veți găsi în 1 Samuel, acea poveste arhicunoscută a Anei și noi privind invers istoria, sigur le vedem pe aceste femei glorioase și am vrea să intrăm și noi în destinul biruinței lor, dar haideți să vedem cronologic cum s-au întâmplat lucrurile. Noi știm ca mama lui Samuel, dar de la început a fost așa. De la început n-a fost așa, de la început aflăm că Elcan avea două neveste. Dintr-o dată este o problemă, pentru că Dumnezeu atunci când l-a creat, creat pe Adam, i-a creat o singură nevastă. Ei bine, prin neascultarea patriarhilor, uitați-vă, consecințele sunt până în ziua de astăzi. Deja avem prima lecție că ceea ce facem nu ne afectează numai pe noi. Întotdeauna va afecta și generațiile care vin după noi. De, fiecare din neascultările noastre. Ei bine, așa se face că una din aceste neveste știți că avea copii mulți, pe când Ana era stearpă. În fiecare an mergeau să celebreze la munte, dar Ana nu mânca niciodată. De ce? Pentru că Penina avea grijă să o înțepe de fiecare dată, să se mândrească cu copiii ei, să o pună jos, să o înjosească. Și, din nou, identificăm aici strategia diavolului. Oare nu ți s-a întâmplat să ai un mare necaz? Și parcă să vezi zorii speranței și să te ridici și să simți că rana ta începe să prindă cicatrice. Și chiar în sărbătoare, când inima ți parcă mai bună și vrei să te bucuri, chiar atunci o penină vine și învârte săgeată în rană, ca să-ți aducă aminte, ca să te pună din nou jos. Pentru că nu-i place să te vadă că trăiești bucuria sau împlinirea sau că te-ai ridicat Ana, oare credeți că în toți anii ăștia nu s-a rugat? Ba s-a rugat pentru un fiu. Și Dumnezeu a întârziat să apar, să asculte. Dar soțul ei ce face? Soțul ei o prețuiește și spune, Ana, nu, de ce ți-e tristă inima? Oare nu valorez eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Nu știu dacă Penina avea 10 fii sau nu știu de ce El face termenul ăsta de comparare. Este posibil. Ce învățăm de aici este că Dumnezeu în cazul nostru nu ne lasă niciodată singuri. Întotdeauna are compensații divine. Și vă rog, uitați-vă în viața voastră. Atunci când un copil te necăjește, Dumnezeu îți aduce o altă binecuvântare prin unul din ceilalți copii. Atunci când treci printr-o boală, printr-o încercare, Dumnezeu mobilizează suflete în jurul tău și fac un zid de apărare și mijlocesc pentru tine. Așa cum am auzit că la baionet a fost aici doar pentru un singur suflet. Are Dumnezeu compensații așa de multe și eu am învățat de la o vreme să le identific atunci când sunt în valea plângerii. Pentru că de tare multe ori, suntem așa de focalizate pe necazul pe care îl avem, că nu mai vedem compensațiile lui Dumnezeu. Și ne uităm doar la pătrățica noastră, așa încuiem ușa, cum am auzit, în izolare și ne plângem și stăm victime acolo mai mult decât ar trebui. Iese Ana din rugăciunea copilăriei ei sau adolescenței și într-o zi realizează că nu mai poate să aibă așteptări nerealiste de la soțul ei și că numai Dumnezeu poate să-i rezolve situația, dacă am putea înțelege și noi. Noi acelea care așteptăm prea multe de la soții noștri, lucruri pe care ei în limitările lor, în structura lor, în mandatul divin pe care l-au primit de la Dumnezeu, nu pot să ni le dea. Niciodată un soț nu ne va putea da ceea ce numai Dumnezeu poate să ne dea. Așa că dacă ai vreo frustrare, dacă ai vreo așteptare, dacă ai vreo neîmplinire în relația cu soțul tău, înțelege că trebuie să te focalizezi doar pe Dumnezeu. Doar El este Cel care poate să umple golul inimii tale. Doar El poate să te restaureze, doar El poate să-ți dea acea împlinire și bucurie după care tânjești și crezi că un om de aceeași factură cu tine poate să te împlinească și să ți-o dea. Ana descoperă un lucru nou, face ceva ce n-a mai făcut niciodată. Face o juruință înaintea lui Dumnezeu. Ea cunoștea valoarea juruinței. Poate că ai rugăciuni la care Dumnezeu ți-a răspuns instant, dar cu siguranță ai rugăciuni de ani de zile și încă n-ai primit răspuns. Și de multe ori vii și întrebi, Doamne, dar până când? Doamne, dar când o să te oprești în dreptul meu? Doamne, dar pe mine când o să mă ascult? Doamne, da, e sărbătoare și se taie vițelul gras în casa cutare? Doamne, luminile sunt aprinse în casa cutare? Dar în dreptul meu, Doamne, când o să te oprești ca să-mi dai și mie răspuns? Ei bine, poate că trebuie să faci aceeași rugăciune veche, dar cu o inimă nouă. Poate că trebuie să faci ceva ce n-ai mai făcut niciodată. Și gândește-te bine. Și roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu într-un mod specific problemei tale, să-ți descopere ceea ce trebuie să faci. Ea a descoperit jertfa, se duce, juruința se duce și se roagă, dar nu mai are lacri, nu mai are cuvinte. Ai fost în situație în care, pentru Rana inimii tale. Să nu te pleci pe genunchi. Să te arunci cu fața la, la pământ și să nu mai ai cuvinte. Ascultă Dumnezeu mesajul lacrimilor. Nu știu dacă ai fost în situația asta. Eu am fost. Și Dumnezeu a deschis cerul. Atunci când m-am abandonat total în brațul lui, pentru că până atunci încă credeam că pot eu să mai rezolv, aveam regii diferite, aveam plan A, plan B, plan C, îi sugeram eu lui Dumnezeu modul, uh, despre modul în care trebuie să răspundă rugăciunilor mele și modul în care trebuie să rezolve uh, problemele pentru care mă rugam. Dar când m-am abandonat total, Dumnezeu a primit mesajul lacrimilor. Spuneți-mi s-a întâmplat ceva în templu, așa în accepția noastră, în cultura noastră, în practica noastră, s-a arătat vreun înger, a avut vreo vedenie? Nu. Dar Ana a știut că a venit momentul în care rugăciunea ei să fie ascultată. Și a încins mijlocul, și a înseninat fața, s-a dus la petrecere și pentru prima dată a celebrat și a mâncat în prezența tuturor. Vă puteți imagina cam ce atmosferă era acolo și câte curiozitate și câte coate date, dar ce s-a întâmplat cu Ana lui Elcana de așa de vesel? Din prezența lui Dumnezeu atunci când ești în audiență sfântă cu El, niciodată nu pleci la fel. Nu atunci când ești superficial, nu atunci când tu călătorești, dar cu uh, gura să rostește niște cuvinte, nu când alergi prin uh, ograda uh, templului, prin curțile templului, nu, când te duci în Sfânta Sfintelor acolo, când ești chiar în prezența Lui Dumnezeu, niciodată nu pleci la fel de acolo. Și Dumnezeu va răsplăti lacrimile tale și uh, toată jertfa pe care o vei aduce și ceea ce ai așteptat poate de ani de zile, stă gata să să se întâmple. Iată ce Dumnezeu puternic avem. Și vreau să vă spun mamelor că avem fir direct cu Dumnezeu. Avem prioritate, rugăciunile noastre au prioritate înaintea lui Dumnezeu pentru cei pe care ni-i-a dat ca dar și ca binecuvântare. Dumnezeu nu face investiții pentru ea, Dumnezeu nu și-a propus rebuturi. Pe fiecare din cei pe care ni i-a dat, ni i-a dat să fim moștenitori în slavă. Și diavolul este cel care vine să strecoare tot felul de îndoieli. Dar nu putem sta, asista cu mâinile încrucișate. Dacă ți-au slăbit puterile, dacă rugăciunile tale ți-au slăbit, dar dacă credința ți-a slăbit, astăzi este momentul ca tu să-ți o activezi și să vii din nou înaintea lui Dumnezeu cu ceva nou, cu ceva surprinzător și Dumnezeu te va asculta. Da, rugăciunea ta va mișca cerul, pentru că și rugăciunea Anei a mișcat cerul și după un an de zile a putut să aibă pe brațe fiul pentru care s-a rugat. Ea a cerut un fiu de parte bărbătească, de ce? Ca să-l închine Domnului, ca să fie un slujitor Domnului. Și Dumnezeu a ascultat-o, dar Dumnezeu este generos, pentru că niciodată, niciuna dintre noi nu putem să spunem că ne-a dat în rugăciunile noastre ca răspuns doar atât cât am cerut. Întotdeauna Dumnezeu ne-a dat o măsură clătinată. Ne-a dat mai mult. Pentru că Ana, dacă l-a primit pe Samuel și l-a închinat Domnului, Dumnezeu i-a mai dat alți copii ca să nu rămână fără. Când Dumnezeu i-a descuiat pântecele, scrie scriptura că i-a mai dat cinci copii. Aceasta este dărnicia lui Dumnezeu, măsura clătinată a lui Dumnezeu, pentru fiecare. De acolo de unde ești stiarpă, de acolo de unde n-ai nicio însemnătate, de acolo de unde nu vezi nimic, Dumnezeu poate să-ți dea coșuri cu binecuvântări, ploaie de binecuvântări, pentru că o dă nu datorită meritelor noastre, ci datorită dragostei și generozității sale. Acesta este Dumnezeul în care noi ne încredem. Dar Ana a mai făcut ceva, a făcut o cântare de biruință. Și s-a întors cu mulțumiri. De multe ori primim răspuns la rugăciunile noastre, dar tare de puține ori mulțumim Domnului. Cu aceeași râvnă cu care știm să cerem de fiecare dată. Și dacă cred că s-ar scoate mulțumirile din rugăciunile noastre, sau invers, dacă s-ar scoate cererile din rugăciunile noastre, oare ce-ar mai rămâne? Cât de multe sunt mulțumirile noastre? Fi încurajat! Poate că tu nu aștepți să se nască un copil din punct de vedere fizic, biologic, dar poate că din punct de vedere spiritual aștepți pe copiii tăi care încă rătăcesc, care au paranteze de devenire ale vieții lor. Și poate că de multe ori, cu câte rogi mai mult pentru copilul tău, parcă diavolul la afundă mai mult și să știți că diavolul nu se va duce decât spre aceea în care este investiția mai mare a lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să slăbiți. Lacrimile voastre au trecere înaintea lui Dumnezeu și într-o zi veți fi răsplătite. Mi-aduc aminte de mama Sfântului Augustin. Se ruga cu lacrimi pentru Fiul ei, dar cu cât se ruga, cu atât mai mult se îndepărta în religiile păgâne și în locuri de destrăbălare. Și într-o zi, în timp ce el mergea într-o călătorie care era foarte periculoasă din punct de vedere spiritual, mama care mergea în fiecare zi la biserică. La plecare a întrebat pe părintele bisericii, Părinte, spunem, ce aș putea să mai fac pentru fiul meu? Și părintele n-a avut ce să răspundă. Dar în timp ce mama lui Augustin era cu mâna pe clanță să plece, părintele a strigat după ea, este imposibil să se piardă fiul atâtor la lacrimi. Este imposibil copiii noștri să rămână în împărăția întunericului dar nu putem să stăm nepăsătoare să ne rugăm individual, să ne unim, avem nevoie să facem zid, să acoperim cu pătura rugăciunii pe copiii noștri, să le facem ziduri în jurul lor ca ei să fie răscumpărați din lumea întunericului și să nu lăsăm nicio secundă de îndoială. Iată ce ne învață portretul anei și Haideți să vedem mai departe o, un alt crin din buchetul ăsta celebru, din, din buchetul celebru al Domnului. Și o să vorbesc acum despre o femeie puțin dată la o parte, despre care foarte puțin se vorbește, despre Leia. De câte ori ați auzit să povestim despre Leia? O fată care, ca toate fetele, visa să fie mireasă, nu e așa? se căsătorește sora ei, participă la pregătirile de nuntă, admiră rochia de, de mireasa surorii ei, strălucirea din ochii ei, se bucură împreună cu ea, în speranța ascunsă, că într-o zi, în ciuda defectului ei pe din afară, Dumnezeu va aduce o zi fericită și pentru ea. Dar când se termină petrecerea, o mână o înhață din întuneric și o aruncă în cortul mirelui nimeni n-a întrebat-o de sentimente și nu se punea problema să nu-și asculte tatăl. Se duce și trăiește încă dimineața o dramă și mai mare atunci când îl aude pe Iacov strigând fără menajamente. Ce mi-ai făcut la bani? Eu ți-am slujit pentru Rahela. Ce mi-ai făcut de mi-ai dat-o pe asta, surogatul ăsta? E bine, ea își trăiește durerea, dar pentru că așa spunea legea trebuia să rămână înainte, în continuare soția lui Iacov. Ea îl numea de fiecare dată bărbatul ei, dar niciodată n-a putut să spună iubitul ei. Pentru că iubitul meu. Pentru că știa că acest privilegiu l-are doar sora ei. Toată dragostea lui Iacov era îndreptată către sora ei. Dar din nou intervine dreptatea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este de partea celui nenorocit, de partea celui căzut de fiecare dată și îi dă compensație așa cum am spus. Și pe sora ei o face stearpă în timp ce pe ea o face roditoare și îi dă un fiu și îi dă al doilea și îi dă al treilea și ea le pune niște nume foarte semnificative. Dar numele pe care ea le pune, deși exprim atașamentul de Domnul, mai degrabă vorbesc despre măhnirea ei. Domnul mi-a dat un copil că m-a văzut măhnită, Domnul mi-a dat un copil pentru că uh, sunt credincioasă soțului meu sau cum mi-a fi pus, dar la al patrulea copil, în timp ce sora ei încă era stearpă, ea parcă se dezmeticește, se maturizează și își dă seama, poate pentru prima dată, că nu mai în Dumnezeu este împlinirea. Și când îl are pe Iuda, este pentru prima dată când, fără niciun echivoc, îi pune un nume, lăudat să fie domnul. Și de acolo mai naște, cu speranță că soțul ei se va mutat cu ea, se va lipi de ea. Dar istoria, din păcate, nu ne spune lucrul ăsta. O nefericire care a durat toată viața. Ba într-o seară face eforturi extraordinare ca să-l cumpere pe soțul ei. Și Dumnezeu o binecuvintează până la capăt. Din păcate, în toată viața ei, ea nu vede împlinirea dragostei. N-a iubit-o tatăl ei pentru că a putut să-i facă un asemenea rău. N-a iubit-o soțul ei. N-a iubit-o sora ei cu care era mereu în concurență. Și pleacă cu mâhnirea aceasta, poate că în suflet, dar încrezătoare că Dumnezeu este Dumnezeul dreptății încrezătoare în promisiunile Lui Dumnezeu. Rămâne toată, toată jertfa asta al ei nerăscumpărată de Dumnezeu, neplătită de Dumnezeu. Vreau să vă spun că ceea ce nu primiți aici veți primi după, ca o răsplătire divină. Și în cer îmi place să cred că Dumnezeu va avea foarte multe surprize pentru noi. Și îmi imaginez așa de de multe ori că ne va lua de după umăr și va zice Domnul Iisus, hai să facem o plimbare pentru că am o surpriză pentru tine. Uite copilul tău, uite soțul tău, uite rubedenia ta pentru care te-ai rugat în zile. Și poate că n-ai avut harul și privilegiul să vezi întotdeauna la Domnul. Uite ce n-ai putut să faci prin viața ta, ai făcut prin cea de în urmă slujbă, prin plecarea ta. Pentru că nici una din rugăciunile pe care le-ai făcut n-a rămas neascultată. La fel se întâmplă și cu Leia. Știați că șase din semințiile poporului evreu sunt fiii Lei? Știați că toți leviții, Moise, Aron, Miriam, sunt din Levi, copilul Lei? Știați că toți împărații iudei sunt din Leia, din Iuda, știați că Boaz, despre care am auzit aici vorbit, este străbunicul lui David și din Iuda se trage Domnul Iisus Hristos? Știați că tot din uh, copiile ei se trage Elisabeta și Zaharia, Maria și Iosif? În Zabulon se află Nazaretul unde a crescut Domnul Isus Hristos și cu siguranță după moartea surorii ei a avut acest privilegiu să îi crească și pe copiii surorii ei. Atunci nu este menționat în Biblie, dar nu cred că greșesc prea mult. Cred că atunci când Iacov a dat cea din urmă binecuvântare fiilor lui, și când și-a dat seama ce noian de binecuvântare trebuie să spună din partea lui Dumnezeu pentru fiii ei, a realizat în sfârșit ce nevastă prețioasă a avut și ce aport extraordinar a adus la istoria izraeliților. Și este fascinant că ce n-a făcut în viață, a făcut mai târziu, pentru că pe lângă testamentul pe care îl lasă fiilor lui, mai lasă un testament și spune: Nu mă îngropați lângă iubita mea, Rahela, ci vreau să mă îngropați lângă cea din urmă, iubita mea, Leia. Și mormântul lui Iacob, ce n-au putut să fie în viață, în, în, în dragostea pe care și-ar fi dorit-o Leia așa de mult. Iată că a fost mai târziu, în moarte. Dumnezeu este credincios până la capăt. Și poate că de o viață te lupți și tu pentru dragostea soțului tău, pentru modul în care tu înțelegi sentimentele și cum ai vrea ca el să le exprime față de tine. Dar ce exemplu avem în femeia aceasta? Privind invers, spun din nou, o vedem o femeie puternică, o femeie a destinului. Dar când luăm pas cu pas viața acestor femei, vedem câtă suferință a avut când a fost pe flori, noi trăim în confort, în comoditate, vrem numai cei facil, cei ușor, vrem dorințe împlinite, vrem să ne fie bine. Dar adevărul este că viața este o luptă, este o bătălie. Pentru că diavolul se luptă pentru fiecare din noi și diavolul vrea să ne împiedice pe noi și pe urmașii noștri să ajungem în cerul din care el a fost alungat. Aceasta este bătălia noastră: pe viață și pe moarte. Și ultimul exemplu. Din nou aș vrea ca o reabilitare a unei femei de care m-am îndrăgostit în ultimii doi ani și nu o să obosesc să vorbesc despre ea. Este o femeie despre care de-a lungul anilor am auzit doar conotații negative. Femeia care l-a sedus pe un împărat. Femeia care a umblat goală. Batșeba, da, am auzit șoptind. Deja știți despre cine este vorba. Dar haideți să cercetăm Scriptura și pot să dau socoteală pentru fiecare cuvânt pe care îl afirm despre această femeie. Așa să fie cum am auzit în toți anii aceștia? Ah, oh, și despre voi pot avea mulți păreri greșite și să vă pună etichete și de foarte multe ori și eu am avut atâtea etichete și abțibilduri agățate de destinul meu încât foarte greu m-am reabilitat și foarte greu am acceptat că sunt cine spune Dumnezeu că sunt și nu ceea ce spun cei care îmi lipeau niște etichete nedrepte începând din copilărie, din adolescență, din tinerețea mea și până în zilele de astăzi. Ei bine, aflăm despre Batșeba că era o femeie de o frumusețe răpitoare era o femeie cu o moștenire extraordinară, tatăl ei era consilierul regelui David, sau împăratului David, cum vreți să-i spuneți, soțul ei era comandant de oști. Femeia aceasta avea o stare socială foarte înaltă, pentru că nu oricine putea să aibă casă în preajma palatului regal, nu-i așa? Femeia aceasta avea o căsătorie foarte fericită. Își bea soțul extraordinar de mult, și dacă citiți și vedeți descrierea lui Natanael, veți vedea dragostea pe care o purtau. Dar într-o zi se pare că, așa cum este în Orientul Mijlociu, cu casele fără acoperiș, își făcea baia ritualică după perioada ei lunară. Cred că nici prin cap nu i-a trecut că David nu este la război, în timp ce și tatăl și soțul ei sunt la granițele țării să apere poporul și mai mult să apere chivotul lui Dumnezeu care era în pericol să fie din nou cucerit. Dar o vede David și ce face? O poftește și spune acolo, nu că a mers ea la palat, cum am auzit de multe ori în multe alternative. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu că a fost adusă. Deci nici nu se punea problema ca o femeie să refuze sau să iasă de sub ascultarea unui împărat. O costa viața. Ei bine, este adusă și violată. Pare dur. Exact asta s-a întâmplat. După ce a fost întinată, după ce a fost bajocorită, este trimisă acasă. Dar ea află că exact atunci a rămas însărcinată, trimite prin slujitori vorbă la palat și David ce face? În loc să repare greșeala pe care a făcut-o, care nu era mică și nu-l onora pentru statutul pe care îl avea, el omul psalmilor și omul harfei de laudă înaintea lui Dumnezeu, uneltește și îl cheamă pe soțul ei, îl îmbată și vrea să-l trimită acasă ca să pună sarcina în spatele lui. E bine, acest om înțelept, acest om plin de demnitate și de un caracter integru, îi spune clar, cum să mă duc să mă bucur acasă de plăcerile cu nevasta mea, când chivotul lui Dumnezeu este în pericol, nu mă voi duce înapoi, acolo în luptă. Și când David vede că nu-i reușește uneltirea, ce face? Indirect dă comandă să fie ucis. Batseba îl jelește foarte mult. Abigail nu-și jelește soțul, dar Batseba îl jelește foarte mult. După vremea de gelanie, din nou este adusă la palat, unde? În haremul lui David. Să repet istoria acestei femei, violată, sos ucis, strămutată din locul și din confortul casei ei, în haremul în care era atâta dușmănie și concurență și când în sfârșit așteaptă mângâierea întâiului născut copilul moare. Cred că fără rezerve am putea să o numim un iov feminin. Și te-ai aștepta ca femeia aceasta, ca și Tamar, să rămână o victimă legată în lanțuri de neputință, în casa împăratului, acolo, în una din cămările, eu știu, soțiilor lui sau concubinelor, ațiitoarelor lui. Dar vom descoperi că ea nu face așa. Dovada nevinovăției ei este înaintea lui Dumnezeu pentru că atunci când Dumnezeu trimite pe Natan și atunci când îl pedepsește pe David, ea nu este pedepsită. Din potrivă, este mângâiată, spune, și primește un fiu. Și nu oricare, ci unul din, sau pe cel mai înțelept dintre toate timpurile, îl primește pe Solomon. Dar, mamelor, v-ați întreba vreodată oare cine l-a învățat pe Solomon? înțelepciunea aceasta. Oare cine i-a picurat o zi de zi? Oare nu mama lui, împreună cu Natanael? Femeia aceasta a înțeles că nu mai poate aștepta nimic. Nici măcar dacă soțul ei, cel care a devenit soț, este un împărat sau este în poziție de autoritate. În totului tot s-a lipit de Dumnezeu și așteptat numai de la Dumnezeu. Vedem că este o femeie extrem de înțeleaptă și prin o împrejurare atunci când mediază înaintea împăratului, cu câtă înțelepciune, cu câtă demnitate, dar în același timp cu câtă smerenie și pioșie se prezintă înaintea împăratului. Știți care este finalul? Știți care este cireașa de pe tort? Știți care este răsplătirea lui Dumnezeu? Nu numai că o găsim în genealogia Domnului Isus Hristos și în norul de martori, și într-o zi în cer o vom cunoaște și vom cunoaște măreția ei. Dar cei mai mulți dintre documentariștii și teologii care studiază scriptura au ajuns la concluzia că portretul femeii din Proverbe 31 este de fapt portretul Batsebei. Pentru că așa și începe cuvintele pe care le spunea mama lui Lemuel. Lemuel este un alt nume pentru Solomon. Și ce frumos! Se termină Acest, uh, aceste proverbe. Multe fete au o purtare frumoasă, dar tu le întregi pe toate. Fiii ei se scoală, soțul ei se scoală și o apreciază. Uh, și -i aduc laude. Mulțumesc că ai pus. Uh, ea ajunge să fie apreciată în cele din urmă. Dintre cele opt soții, David o apreciază cel mai mult pe ea. Fie o laudă, dar mai este acolo cheia succesului ei, cheia ascultării ei. Și aceea este în versetul, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Noi ca femeie avem așa de multă nevoie de aprecierile soților noștri, de un cuvânt bun de la ei și chiar dacă sunteți puțini în sala asta, vreau să vă îndemn sau pentru cei care vor privi sau pentru cei cărora soțiile o să vă arate mesajul ăsta. Vreau să vă zic că nouă ne trebuie puțin combustibil ca din niște vase slabe, firavi, să devenim foarte puternice și să facem totul în jurul nostru. Un cuvânt de încurajare ați putea să ne-l dați și dacă se poate chiar în fiecare zi. Nu, nu cred că vrem covoare roșii, nu vrem pajuri care să ne facă din evantai vânt și să stăm tolănite într-un fotoliu, nu. Nici vreo ramă în care să ne spuneți. Doar un cuvânt de încurajare ați putea să ne-l dați. Dumnezeu să vă binecuvinteze să înțelegeți că avem nevoie de aceste încurajări. Ca să putem să ne ridicăm, să ne încingem mijlocul, să ne oțelim brațele și să putem să facem față bătăliilor care sunt în jurul nostru. Și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare cuplu și să înțelegem și la rândul nostru să putem să dăm aceste încurajări. Iată că, din nou, avem de învățat de la această femeie. Dumnezeu ne dă o lecție extraordinară. Aceeași lecție. Să ne alipim de Domnul, să nu rămânem niște victime în nicio împrejurare, să căutăm soluții, să ne ridicăm în picioare, nu prin puterile noastre, ci prin promisiunile lui Dumnezeu, pentru că El își va ține promisiunile, indiferent de valea în care ești, indiferent de durerea pe care o parcurgi. Dumnezeu are un scop cu tine, Dumnezeu vrea să lucreze cu tine, nicio suferință nu este, nu este așa că. Îi face bucurie inimii lui Dumnezeu, El folosește ca un instrument de lucru suferința și încercările din viața noastră, pentru că vrea de multe ori să ne sfărâme inimile cu un singur scop, să pătrundă mai adânc în ele, să le transforme, să ne ridice, să ne întregească până la statura de plinătății, plinătății lui Hristos. Dar ce frumos că în fiecare încercare El este cu noi și niciodată nu ne lasă singure. Asta este. Uh, Uh, harul pe care îl avem dar noi ca femei creștine care nu ne-am născut în acea vreme de restricții, când femeia avea un statut atât de ingrat când ne-am născut în această parte de istorie, când Domnul Isus a reabilitat statutul nostru și ne-a dat din nou demnitatea de femei înaintea lui Dumnezeu de creaturi prețioase unice, originale cum s-a adresat el femeilor? Care au fost verbele dragostei lui? Eu mi le-am notat și sunt uimită și de fiecare dată parcă peste viacuri aud și, și eu în împrejurări nefavorabile ale vieții noastre, aud ceea ce îmi spune Domnul Isus Hristos și El spune fiecăria dintre noi, din cele care suntem aici în sală sau cele care vor avea acces să urmărească programul acesta, El spune, femeie, de ce plângi? Cât de mult așteptăm noi întrebarea asta? și Domnul Isus este singurul care ne opune. Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Nici eu nu te-am osândit și nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Lăsați-o în pace de ce faceți supărare femei. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Îndrăznește, fică. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Iertate-ți sunt păcatele. O, femeie, Marea este credința ta. Este singura persoană față de care Domnul Iisus folosește o interjecție. Nu te teme, Marie, nu te teme, Angela, nu te teme, Alina, că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Fiecare din noi, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, am căpătat îndurare. Poate că uitându-ne doar la noi ne vedem doar limitările și slăbiciunile și nu îndrăznim înainte lui Domnului ca să intrăm în destinul măreț. Dar prin jertfa Domnului, prin meritele Domnului Iisus Hristos, cu modestie, cu smerenie, îndrăznim să intrăm în ceea ce El ne-a pregătit mai dinainte. Și suntem așa de mirate să descoperim că ne Efeseni 2 cu 10, știți ce spune Domnul, că suntem lucrarea mâinilor Lui, nu oricine. Și am fost zidite în Hristos pentru faptele bune pe care El, Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. De ce? Ca să umblăm în ele. Și Dumnezeiasca Lui putere. Nu putem să ne plângem de vreo lipsă, pentru că ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, vom descoperi în 1 Petru 1 cu trei. Acesta este Dumnezeul nostru, dragi surori, un Dumnezeu care ne ridică, un Dumnezeu care este alături de noi, un Dumnezeu care ne-a făcut promisiuni și ne-a dat harul pe multe dintre ele să le vedem împlinite și știm că și celelalte vor fi duse la bun sfârșit. Și iată că locul nostru este cu Hristos ascuns în Dumnezeu, dar mai avem un loc de taină. Și am fost așa de fericită să-l descoper, pentru că în Isaia 66 cu 12 vom descoperi că suntem purtate pe brațe și dezmirdate pe genunchi. Dacă n-ai fost dezmierdată, poate, din tinerețe, dacă n-ai fost valorizată, dacă poate că vine un 8 martie și vei fi printre puținele care nu vei primi, poate, flori sau nu-ți va da binețe sau poate chiar vei asculta cuvinte care te vor durea, îndreaptă-te către Dumnezeu. El nu trebuie să aștepte 365 de zile ca să te mângâie, să te încurajeze, să te ridice, să-ți dea daruri, ci în fiecare dimineață este la patul tău cu o juruință pe care a făcut-o, de înnoirea promisiunii că este cu tine. Acesta este Dumnezeul. Înainte de ivirea zorilor, înainte de a apărea lumina afară, El este lângă tine și îți spune Hai cu mine în călătorie și în ziua de astăzi. Hai că am binecuvântat ziua, hai că am pregătit lucruri minunate pentru tine și vreau să fiu împreună cu tine. Și gelozia aceasta pe care El în care El ne dorește, ar trebui să fie stimulentul nostru cel mai puternic, pute... motivația noastră cea mai puternică. Și vă doresc să aveți înțelepciunea de a rămâne în lumină, de a fi purtătoare de lumină, așa cum spunea fratele Ioanovici. Și închei cu o întâmplare foarte scurtă, care este extrem de semnificativă și aș vrea că imaginea aceasta să o luați cu voi. Știți vremea aceea în care nu era curent electric și existau felinare și în fiecare seară venea un nene care era de serviciu și cu o făclie înaltă aprindea felinarele și un prunc micuț stătea cu coatele pe geam cam la aceeași oră în fiecare seară și o întreabă mama, îl întreabă mama, zice, micuțule, puiule, dar tu de ce stai acolo și ce aștepți? Și el spune, îl aștept pe nenea care dă găuri în întuneric. Asta este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu: Să dăm găuri în întunericul acestei lumi. Trăim aceste vremuri cu vești rele, instabile, fără speranță. Sunteți chemate să fiți niște femei ale luminii, cu făcliile încinse, să faceți ca întunericul din jurul vostru să dispară. Lumea este înderută, lumea se ia după zvonuri fiți voi stabile, nu alergați la același potop de îngrijorare. Pentru că dacă te îngrijorezi la fel ca vecina ta, dacă te temi și te ascunzi la fel ca vecina ta, dacă crezi toate zvonurile și intri intri în, în, în planul acesta de al, al, de presiune, al celui rău, cum îi vei mai putea spune vecinii tale despre stabilitatea în Hristos și despre mântuire și despre uh, valorile veșnice? De aceea ave lumea asta are nevoie de niște modele și tu și eu suntem chemate să fim aceste modele, indiferent de locul în care ești, acolo, luminează acolo, dă găuri în întunericul din casa ta, din neamurile tale, din comunitatea ta, din locul în care Dumnezeu te-a pus, Dumnezeu să te facă lumină și nu uita, ești o floare de preț, un crin imaculat, un crin care trebuie să rămână în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântate! Amin!